Prezentăm următoarele exerciții în lecția de față, și anume un prim exercițiu privind limitele funcțiilor iraționale, limită când x tinde la infinit din radical din x pătrat plus 1 minus radical din 2x pătrat minus x plus 3. Prima fază în rezolvarea acestui exercițiu înlocuim cu infinit. Deci vom avea egal cu radical din infinit la pătrat plus 1 este infinit, minus radical din, sub al doilea radical avem limita unei funcții polinomiale care înseamnă 2 ori infinit, deci coeficientul dominant ori infinit la puterea a doua, este egal mai departe cu infinit minus infinit. Am ajuns în felul acesta la excepție. Dorim să eliminăm această excepție. Am avea posibilitatea a două variante. La început, am putea să amplificăm cu conjugata. Anticipăm însă faptul că puterea cea mai mare nu se elimină după amplificarea cu conjugata. De aceea, de la început, o să încercăm să dăm factor comun. Aceasta va fi metoda care o aplicăm, pe care o considerăm cea mai eficientă. Și anume, vom avea limită când x tinde la plus infinit, deci la infinit, din, sub fiecare radical dăm factor comun puterea cea mai mare, vom avea radical din x pătrat pe lângă 1 plus 1 supra x pătrat, minus al doilea radical, dăm factor comun puterea cea mai mare, x pătrat, pe lângă 2 minus 1 supra x plus 3 supra x pătrat egal în continuare. Pe urmă încercăm să dăm factor comun, dar mai întâi avem radical din produs la fiecare radical care este egal cu produsul radicalilor, este deci egal cu limită când x tinde către infinit din, la primul radical avem radical din x pătrat, adică, atenție, modul de x, radical din 1 plus 1 supra x pătrat, minus, din nou avem radical din x pătrat, adică modul de x, radical din 2 minus 1 supra x plus 3 supra x pătrat. Egal în continuare, dăm factor comun pe modul de x, deci avem limită când x tinde la infinit, modul de x pe lângă radical din 1 plus 1 supra x pătrat minus radical din 2 minus 1 supra x plus 3 supra x pătrat. Obținem în continuare, facem următoarea analiză, anume că modul de x este egal cu x, întrucât x tinde la infinit, deci indiciul de la limită, anume că x tinde către infinit, creează posibilitatea să explicităm modulul, respectiv modul de x, iată, este egal cu x. Deci la înlocuirea cu infinit vom avea infinit pe lângă radical din 1 plus 0, căci avem 1 pe infinit, minus radical din 2 minus 0 plus 0. Egal mai departe cu infinit pe lângă radical din 1 care este 1 minus radical din 2. Având în vedere faptul că 1 minus radical din 2 este un număr negativ, urmează că infinit ori un număr negativ obținem minus infinit, care este de altfel și limita acestei funcții. Trecem la al doilea exercițiu. Limită când x tinde la minus infinit din radical din x pătrat plus 1 minus radical din x pătrat minus x plus 1. Înlocuim și de data aceasta cu minus infinit. Este egal cu radical din limită din x pătrat plus 1 când x tinde la minus infinit este egal cu infinit, deci avem radical din infinit
minus radical din, avem limita unui polinom de gradul 2, x tinde la minus infinit, este 1 ori minus infinit la puterea a doua, este egal în continuare, cu radical din infinit este infinit, minus radical din infinit este egal cu infinit minus infinit. Am obținut, desigur, excepția. Pentru eliminarea cazului de excepție, de data aceasta, spre deosebire de cazul anterior, vom amplifica cu conjugata, încurajați fiind de faptul că, anticipăm, se vor reduce puterea a doua. Deci vom avea limită când x tinde la minus infinit, începem cu linie de fracție, deci radical din x pătrat plus 1 minus radical din x pătrat minus x plus 1 pe lângă conjugata acestei expresii, radical din x pătrat plus 1 plus radical din x pătrat minus x plus 1. Totul supra conjugata, adică radical din x pătrat plus 1 plus radical din x pătrat minus x plus 1. Egal în continuare, limită, când x tinde către minus infinit, din la numărător, grație formulei cunoscute de calcul prescurtat, a minus b pe lângă a plus b, obținem a pătrat, adică la numărător a pătrat este x pătrat plus 1 minus b pătrat, deci minus pe lângă x pătrat minus x plus 1. Atenție la semn, avem minus x pătrat plus x minus 1. Totul supra radical din x pătrat plus 1 plus radical din x pătrat minus x plus 1. Egal mai departe. Efectuăm reducerile posibile, x pătrat minus x pătrat, 1 minus 1, și obținem limită când x tinde către minus infinit din, la numărător rămâne x, supra radical din x pătrat plus 1 plus radical din x pătrat minus x plus 1. Se poate urmări ușor că dacă înlocuim pe x cu minus infinit, deci dacă aplicăm limita, obținem din nou un caz de excepție și anume la numărător minus infinit, iar la numitor infinit. Deci cazul de excepție la care am ajuns este infinit pe infinit, ceea ce înseamnă că trebuie să aplicăm o simplificare. Pentru aceasta, la numitor ne vom strădui să dăm factor comun. Deci este egal mai departe cu limita. Când x tinde către minus infinit, la numărător avem x, la numitor vom da factor comun pe x pătrat sub fiecare radical, deci vom avea radical din x pătrat pe lângă 1 plus 1 supra x pătrat plus al doilea radical, radical din x pătrat pe lângă 1 minus 1 supra x plus 1 supra x pătrat. Apoi, tot la numitor, vom da factor comun pe radical din x pătrat, deci vom scrie limită când x tinde la minus infinit și facem observația următoare, anume că modul de x este egal, în cazul nostru, cu minus x, indiciul este că x tinde la minus infinit. Deci x tinde la minus infinit indică faptul că x este negativ și, în consecință, modul de x se explicitează ca minus x. Vom avea, revenind la limita noastră, limită din linie de fracție, x supra, vom
aplica radical din produs, avem radical din x pătrat, o radical din 1 supra 1 plus 1 supra x pătrat, adică radical din x pătrat care este modul de x, pe lângă radical din 1 plus 1 supra x pătrat plus radical din 1 minus 1 supra x plus 1 supra x pătrat. Egal în continuare, limită, când x tinde către minus infinit, modul de x, spuneam, este egal cu minus x, deci vom avea, vom mai scrie încă o dată, x supra minus x pe lângă radical din 1 plus 1 supra x pătrat plus radical din 1 minus 1 supra x plus 1 supra x pătrat egal cu, simplificăm și obținem după simplificare minus 1 și dacă înlocuim cu minus infinit obținem minus 1 înmulțit cu 1 supra, înlocuind cu minus infinit în paranteză obținem radical din 1 plus 0, deci 1 plus radical din 1 minus 0 plus 0, adică plus radical din 1 care este 1. Egal mai departe, minus 1 ori 1 pe 2, egal cu minus 1 pe 2.